Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Mănăstirea Cașin în ședință ordinară din data de 13 martie 2023, începând cu ora 16:30. Primarul Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, inginer Enache Adriana, având în vedere prevederile articolului 134, alineatul 3, litera A, și alineatul 5 din OUG, numărul 57 din 2019, privind codul administrativ. În temeiul dispoziției articolului 196, alineatul 1 și litera B, articolul 197, alineatul 1, articolul 200 din OUG, numărul 57 per 2019, privind codul administrativ, dispune. Se convoacă Consiliul Local al Comunei în ședință ordinară, în data de 13 martie 2023, orele 16:30, în sediul local Mănăstirea Cașa, cu următoarea ordine de zi. Sper să nu fie zi cu ghinion, 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor al Comunei Mănăstirea Cașa, județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnase din fondul forestier, proprietatea Comunei Mănăstirea Cașin pentru anul 2023. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și servitude către SECE Delgaz Grid SA pentru suprafața totală de 11.794,5 metri pătrați, teren domeniul public al Comunei Mănăstirea Cașin, în vederea executării lucrării modernizare, reabilitare și îmbunătățire în nivel tensiune de rețea de joasă tensiune din gestiunea Delgaz Grid, etapa 1, PT2, etapa PT3, Mănăstirea Cașin, Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la programul finanțat prin Planul Național de Redresare și de Reziliență din componenta C15, educație, precum și aprobarea proiectului de denumirea, dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipament digital al Școlii Gimnaziale Regina Maria, inclusiv structurii din Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului actualizat al bunului domeniului privat al Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de delegare al gestiunii serviciului de salubrizare operator operare instalații numărul 1076-1087 din 16.04.2018 încheiat de SECE Ecosud SA. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea caietului de sarcini delegării gestiunii prin licitație a serviciului de gestionare câini fără stăpân din Comuna Mănăstirea Cașa. Și 8 diverse. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Cine este pentru? Obțineri? Faptul a fost în unanimitate, n-am ce să mă. Vin cu o completare, ca de obicei. Avem o hotărâre pe care trebuie să o luăm astăzi privind cotizația ADIS-ului. Am primit adresă de la ADIS că se mărește cotizația anuală a asociației pe anul 2023. Și al doilea punct, răspund că aceste completări le-ați primit. Da? Și raportul anual al primarului privind starea economică, socială și de mediu pe anul 2022. Să îmi permiteți să le punem în afara convocatorului care l-ați primit. Cine este pentru? Supunem la vot. Cine este pentru? Încotre? Toată lumea este pentru. Bun. Pe acolo primul punct. Încerc. În fiecare an aprobăm planul de analiză și acoperire a riscului al Comunei Mănăstirea Cașin, care am înțeles că l-ați și primit pe e-mail. Dacă l-ați studiat, veniți cu completări, dacă nu, sunt tot ce înseamnă, din punct de vedere al legislației, acest plan pe care suntem obligați să-l aprobăm prin hotărâre de Consiliul Local. Aveți ceva de completat, dacă nu? Aș fi vrut să fie public, să-l vadă și... Dar va fi public? Asta. Ce se avizează de către domnul... Da. De noi îl trimitem la... Aia. Da. La se, se referă numai la licenții sau la cutremur? Deci... Are și COVID-ul tot. Are tot. Tot ce trebuie din punct de vedere legal. Da? Numai că trebuie să și-l însușească fiecare cetățean. Cine este pentru?
totalitate. Punctul 2. Proiect de hotărâre cu aprobare masei lemnoase. Da. Crezi că aveți autorul? Avem adresa de la Opolul Silvic. Prin regulamentul de valorificare a masei lemnoase și cu modificările aduse prin hotărârea 99/2023, să aprobăm propunerea de valorificare a masei lemnoase în anul 2023. V-ați uitat, astea sunt conform amenajamentului, nici ei nu au conform amenajamentului un anumit procent care trebuie scos la licitație. Practic se scoate la licitație tot ce vedeți aici. Dacă vă uitați acolo, are o notă. Partida 0182 este adjudecată pe fir în anul 2022 de către SC Padel, trecând cu stoc pe anul 2023. Ați citit adresa Opolului Silvic, da? Ce l-a luat la licitație în 2022. În 2022 a câștigat, da. Și a intrat tot pe acest an 2023 ca și masă lemnoasă, adică un total de 6208,95 metri cub. Da. N-avem ce, că sunt, ei știu cum și ce, cum trebuie scoase din accidental, dacă v-ați uitat, pe anumită componentă igienă. Deci, conform amenajamentului. Chestiunea este că la momentul de scoală la citație ar trebui să ai și un preț de pornire. Întotdeauna vine aprobat, dar de către primar. Se aprobă de către primar. Nu. Avem, nu-i parte. Când am aprobat la Consiliul Local era vorba de a subvenționa. Când noi am aprobat lemnul de foc, am subvenționat. Și atâta tamtam a fost pe acel lemn de foc, și mă bucur că este acolo la televizor. Atâta tamtam s-a făcut că nu avem voie și la momentul acesta sunt 200 de metri cub în ghioină, în depozit, la care nu s-a dus nimeni să ia. Da? Vă zic cum, doamne, eu am luat 10 metri cub, m-a ajuns aproape, cred, 4 milioane așa de la 200. Păi vă duceți unii mai ieftin, da? Până la urmă, dacă nu v-am convenit, vă duceți în altă parte dacă e mai ieftin. Putea să fie și mai ieftin din 200. A fost destul. Ținând cont la cât a fost prețul lemnului anul trecut, eu zic că a fost o subvenție. La 25 a fost numai o parte din lemn de foc pentru populație. Deci a fost 300 de lei. Nu e adevărat, domnule. Cum e adevărat? Mi-a spus fata legea la 24.400 lei, așa? Nu, doamne, nu mai ești tabelul ăla, deci ești tabelul ăla, deci 300 lei. Da, dar v-ați încadrat. Dar vorbim de lista aceea care a fost făcută inițial, oamenii aceia care nu au ajuns niciodată să-și ridice lemnul, dar au făcut cerere. Așa că se gândim mai din timp și să avem pe toată comună cu același preț. Ar trebui făcut o remarcă. Cine nu și-a ridicat lemnul anul trecut, nu mai face cerere. Să nu mai dea voie să mai facă cererea. Dar a făcut cererea doar să încurce, da? Care nu s-a ridicat a fost la diferența aia la 350 și la 350. Nu, este în lemn. Deci este în lemn. M-au anunțat Opolul Silvic când au venit la această adresă că în Ghioina este lemn neridicat și la ora asta cu prețul. Păi și dacă nu au luat aia la 280, de ce nu s-au chemat din aia care au refuzat 350? La 350 totuși. Nu poți, pentru că lemnele alea au fost repartizate pe o listă. De asta s-a trecut la lista suplimentară la 350, cum spuneți dumneavoastră. Dar dacă cer de pe lista cu 250 de lei, vreau să se ducă și cu deoamnă, nu i-am dat eu numai mare lucru ce se ducă. De ce nu m-ați anunțat? Păi de ce? Păi așa nu mă! Păi a fost că a fost alocat la mită cantitativ de lemn, în care s-au încădat anumit oameni. Fost de puțin. Și după aia s-a fost 350. Au fost 800 de metri cub. Dar nu ne putem apuca de tăia toată pădurea, oameni buni. Atâta este în amenajament. Deci haideți să fim clari. Lemn de foc se taie, se scoate în funcție de amenajamentul Silvic. Nu înseamnă că trebuie să scoate. În toată comuna, cert este că este obligația primăriei? Este obligația primăriei a sa?
Ați văzut undeva? Dacă aveam atâtea păduri care i-a comunii, nu aș mai are păduri acumării, prin mărie, ce să nu asigurăm? Adică ce e obligația primăriei? Dar să ne ducem la acolo, să ducem lemn de acolo. Este obligația fiecare. Obligația primăriei să ajuți, cred eu, dacă e să ajutăm, cu acea categorie care nu are posibilitate, da? De a-și achiziționa lemn, nu la prețurile care sunt la momentul ăsta. Dar nu la fiecare cetățean să poți să-i dai chiar dacă el are potență financiară. Atunci avem o obligație primăria să ajutăm oameni. Dar nu neapărat ne putem duce pe fiecare cetățean în parte. Domnule, în Lăsirea Cașinului avem 1900 de gospodării. Da. La 5 metri cubi de gospodării ar însemna aproape 10.000 de metri cubi de lemn. Romsilva taie 6.000. Ce ar însemna? Să încălcăm legea, să tăiem, hai să tăiem pădurea aia. Să fie cât este lemn de lucru. Și bineînțeles, să știi și lemn de lucru. De unde să scoate? De unde să scoți atâta lemn? Să le aflăm întreabă doar să dăm bine la televizor? Vorbim așa de noi. Și după aceea ce se face? Stăm cu un vrei iarnă, dar cum nu facem? Dar nu știu dacă primăria poate să-și asume asemenea lucruri, domnule. Deci arătați de... Iaberan, ce spune? Lemn a rămas. De pădurea comunii. Deci lemn a rămas. Lemn a rămas. Lemn de foc a rămas. Este, păi, eu ne oricând puteți merge la lemn de... Caricatea de lumea la domnul de aici, este. Dar face de la 35. 4 metri, dar tot nu 300 de lemn. Am înțeles? Ai înțeles? Sau nu? Era 250, a fost un pic mai rămas de lemn. S-a până lumea. Deci, pe noi ne-a informat că în Doina mai spun 200 de metri cub lemn de foc, este, da? Este. Și dacă este, am spus asta ca fiecare care crede că îi mai trebuie lemn, să poate duce în sfârșit iarna. A fost o iarnă tipică, n-a fost chiar una, frică. Bă, am interesat de una coata, o căruță de lemn, o căruță de lemn la Mănăstrea Pașii iarna, costă 1.300 de lemn. Hai pe un permit, să fie un permit, da? N-am pierzut așa de mare, am ieșit și un bol, un bol, am și întrebări mele, da? Dar punem unul care are, știu eu că, 11 milioane sau 5 milioane, ăla cum se dispărcă cu problemele? Și cu strategie bătrân, și dacă are și bolnav, să iați medicamente și prin toate... A primit ajutor de lemn. Are ajutor de lemn. Ați auzit de ajutorul de lemn care s-a dat de la stat? Da, am auzit. Păi și atunci dacă ați auzit, ăla este ajutat, da? Da, până la 1.800, depinde de veniturile familiei. Haideți să trecem, da? Să depășim acest. Sunt dosarele care s-au făcut, lumea a primit, da, da, da. Acum primesc și cardul de energie electrică, deci ajutoare sunt, slavă Domnului. O parte au venit din cardul. Și să te vinovați noi primăria, domnule. Haideți să depășim. Dar eu nu ascultez vinovați doamna primar și primăria, nu am zis că n-am venit. Corect. Haideți să depășim momentul. Supunem la vot punctul 2. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării. Se aprobă valorificarea cantității de 4.730,44 metri cub masă lemnoasă din fondul forestier al Comunei Mănăstirea Cașin, administrat de Ocolo Silvic Mănăstirea Cașin, prin licitație electronică, masă lemnoasă pe fir pentru următoarele... Am primit așa, domnul, așa citeam. Da. De-aia trebuie să citim. Cine este pe mine? Sunt de acord. Abțin. O să abțin din urmă. Bun, acum cu Delgaz. Proiect de hotărâre privind posibilitatea unui drept de uz servitute către SCE Delgaz. O să ne explicați și da, noi. Da. Deci avem o adresă de la Delgaz Grid, prin care și-au propus lucrări de modernizare în comuna noastră. Dacă vă uitați mai atenți pe e-mail, aveați adresa în care ne supune aprobării Consiliului Local Mănăstirea Cașin, instituirea unui drept legal de uz și servitute în favoarea SCE Delgaz Grid asupra terenului în suprafață totală de 11.794,5 metri pătrați, astfel, ocupare definitivă 336,5 metri pătrați suprafață de teren din domeniul public pentru care se cere drept de uz gratuit, după cum urmează. 84 de metri pătrați ocupați de fundațiile celor 84 de stâlpi noi proiectați, 245 de metri pătrați pentru cablu subteran de 1 kV lungime totală de 245 de metri, 1 metru pătrat pentru cele două firide de branșament, 6,5 metri pătrați ocupați de cele 13 BMP-uri montate pe suport, ocupare temporară,
11.458 de metri pătrați, suprafața de teren din domeniul public pentru care se cere drept de servitute pe durata execuției lucrărilor de demontare, montare, conductor, rețea, îndreptare și înlocuire stâlpi, realizare prize de pământ, conform planurilor de situație anexate. Instalațiile proiectate numerate mai sus se vor amplasa în zona străzilor. Pârâu Dulce, Preot Dumitru Marcu, Nașterea Maicii Domnului, Sturzești, Buna Vestire, Nicolae Iorga, General Ierimia Grigorescu, Mareșal Constantin Prezan, Pârâu Pietrei, Mareșal Alexandru Averescu, scriitor Aleco Ruso, Păcii, erou Samson Folea, erou Ioan Toma, Sfinții Arhanghel Ferăriei, erou Ion Păduraru, erou Obreja Xenofon, Văcărești, eroilor, erou Nicolae Grosu, în teren aflat în proprietatea publică a Comunei Mănăstirea Cașa. Este dată și baza legală în care noi trebuie să aprobăm în felul următor. Dreptul de uz, dreptul de servitute în suprafețele care ne le-au dat ei aici. Important e că, într-adevăr, sunt probleme pe partea asta, sunt o grămadă de stâlpi inclinați, sunt... așa că dacă urmează această modernizare, este binevenit. Da. Cine este pentru? Da, dacă toți suntem la gaz, chiar astăzi am discutat și continuăm discuțiile pentru extinderea la spre Arinș. Deci nu am uitat. Da, noi totuși purtăm în continuare discuții cu Delgaz Grid, dar ca oricare proiect, toate aceste decizii se iau în timp, nu se iau de azi pe mâine. Noi am făcut primul demers în care am arătat cererile sătenilor noștri care ar dori în zona Arnișului să aibă acces la energie electrică. Ne-am mai gândit, nu ascund de faptul că ne doream să punem un proiect de extindere rețea pe Agenția Fondului de Mediu și atunci a fost în luna decembrie o linie de accesare fonduri, dar au refuzat extinderile de rețea și acolo e un mod de a-i ajuta pe săteni odată aduși că doar cei foarte scumpi, acești stâlpi pe care poți să-i pui începând de la din Gheoina și să ajungi până la casa pădurarului. Da. Până la pepinier. Așa ne-am propus. Acum... Poze transformare cu tot. Extinderea stâlpii este investiție mare. Asta este o investiție mare. Dacă am reușit să... Până la bară. Da. Până la pepinieră. Până la pepinieră este făcut. Că am prins în proiect inclusiv Polul Silvic, Cadoleanță. Ar fi și terenurile acestea care le au și ar vrea să le vând, să facă niște bani, ar avea și altă valoare dacă rețeaua nu joasă. Sunt mulți care au venit că vor să construiască, dar faptul că nu au energie electrică nu pot. Și știm prea bine că avem câteva căsuțe în zona aceea, dar care se chinuie așa cum pot. Trecem la 4. Da, și pot. Da. Cum? Da, după alții. Intermediul dumneavoastră, după. Da. Fără acest președinte. Da. Deci s-a mânat. E regulă. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la programul de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta 15, educație pentru absolvirea proiectului cu denumire de dotare cu mobilier, materiale didactice și echipament digital a școlii gimnaziale Regina Maria, inclusiv structuri în comuna Mănăstirea Cașa și în Zespoacă. Am lucrat în această perioadă la un proiect nou pe componenta 15 din Planul Național de Reziliență, privind modernizarea sălilor de clasă. E cu totul altceva acum și linie care se închide acum pe 19 martie.
Au fost mulțime de discuții, de inclusiv avize de la Inspectoratul Județean Școlar, avem totul, mai puțin această hotărâre a Consiliului Local cu participarea UAT-ului la cofinanțare. Și am să încep să la acest proiect. Cum știți, Școala Regina Maria este cu personalitate juridică. Școala Generală numărul 2 face parte ca o structură din Regina Maria. Ca să nu întâmpinăm probleme la minister, de aia se intitulează Regina Maria liniuță structuri. E un titlu pe care l-am dat împreună cu inspectoratul. Și vom face următoarele investiții. Avem 21 de săli de clasă pe care le vom dota cu mobilier, echipamente digitale și materiale didactice după cum urmează. 12 clase la Școala Gimnazială Regina Maria, 9 clase la Școala Gimnazială numărul 2. Un laborator de informatică dotat cu mobilier și echipamente digitale la Școala Gimnazială Regina Maria. Un laborator de fizică dotat cu mobilier, echipamente digitale și materiale didactice la Școala Gimnazială Regina Maria. Un cabinet de psihopedagogic dotat cu mobilier, echipamente digitale și materiale didactice și sala de sport dotată cu materiale didactice. Valoarea proiectului constă așa. Valoarea eligibilă fără TVA avem 1.032.478,77 de lei. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile 196.170,97 de lei. Valoare neeligibilă fără TVA 45.000 de lei. Valoare TVA aferentă cheltuielilor neeligibile 8.550 de lei. Deci se aprobă contribuția proprie în proiect UAT Mănăstirea Cașeni, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 53.550 de lei. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, dotare cu mobilier pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din surse proprii. La articolul 5 se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile transferului de contări ulterioare a cheltuielilor prin PNRR, se împuternicește primarul să semneze, să reprezinte Comuna Mănăstirea Cașeni în relația cu Ministerul Educației și să semneze orice documente necesare depunerii și implementării proiectului. Asta aprobăm astăzi. Proiectul a fost întocmit de școală, bănuiesc, nu? Nu, de UAT noi suntem cei care depun. Nu, adică vă răsc în funcție din necesitățile. Bineînțeles că toate astea le-am discutat cu doamna director. Bun, acum supunem la vot. Că nu spune nimeni împotriva. Cine este pentru? Noi nu aveam dubii, să mă fie așa. Păi, dar nu avea fel. Da, acum ce avem? Proiect de hotărâre privind 5 ăsta, nu? Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului actualizat da. Al bunurilor din domeniul privat al Comunii Mănăstirea Cașeni. Și prea bine că am, lucrăm la inventarierea domeniului public și privat al Comunii. Domeniul public a fost înaintea Ministerului Dezvoltării. Suntem cu mare parte de aprobări de la toate ministerele, finanțe, interne, mediu, ANAF, care mai venit? Armată. Deci avem toate aviziile, mai puțin ne-am împotmolit un pic la domeniul public cu Ministerul Mediului, dar să sperăm că vom ieși. Susțin că două drumuri sunt și la ei în domeniul, în inventarul lor. Dar asta le vom clarifica. Avem este la privat, nu? Iar acum, ca să ne finalizăm, suntem la, la domeniul privat al Comunii. Ați avut pe e-mail toată documentația. Nu am ce să vă prezint la momentul ăsta, decât că să se aprobă în răsușirea. Da. Pentru asta, ianeța 1 ce a fost, la scutarul s-au făcut ridicări topo da. Și s-au actualizat suprafețele. Da. Față de 1000 cum s-au dat acum 2004, am înțeles concesiunea, a ieșit 1000 și... Sau 900 și. Până 900 și 1000. Fărindicările, totul s-au actualizat.
casele da, 4 iese. Da, drumurile, da, dar nu numai drumurile. Sunt mulți care au construit în Ancoda și nu au fost, nu și-au luat limite în teren și atunci pe vecinul de alături n-a mai rămas la 1000 de metri pătrați, a rămas la 900. V-ați uitat un pic pe aia? Anexa 2, anexa 2. Nu v-ați uitat, da? Nu, era foarte stufos și n-a fost. Nu m-am uitat. După la sfârșit. Chiar nu ce se mare. Da, asta e cel mai ușor de văzut. Vedeți? Sunt cele care, într-adevăr, au rămas la 1000, dar este unul cu 1014, unul cu 1092, unul cu 1026, unul cu 1066, avem și cu 931. Am înțeles. Și da? Sunt ridicările cartea funciară trecută, ca fața da? Da? Da. Bun, atunci să punem la vot, ce sunt mai. Dacă aveți o neclaritate, ne mai ajutăm încă o dată. Vă dau acest document la toată lumea încă o dată fizic, dacă nu le-ați reușit eu să le parurgeți. Pe... Aveți încredere, că dacă a văzut el, e regulă. Deci cine este pentru? Împotrivă? Nu. Tot are patru, da? Și acum mai avem 6, nu? Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3, ce am sărit cu punctul 1? Nu. La contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, operare, instalații, încheiat cu SE100. Deja mai trezit, să zicem așa, cu încă o modificare de la ADIS. ADIS care, o să vedeți ce ne-au mărit și cotizația. Acum vin cu prețul. O să vă prezint un pic, domnul viceprimar, prețurile vechi, prețurile noi, și o să decidem împreună aici. După episodul de acum două luni, în care am fost forțați să mărim prețurile la salubrizare, acum, prin diverse note de fundamentare și hârtii ale ECOSUD-ului și ale Romprestului, au venit cu alte tarife, mult mai mari, unele mărite chiar cu 300%, de exemplu, preluarea și reciclarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării de la 347 de lei, le-au făcut 900 de lei pe tonă, preluarea deșeurilor voluminoase de la 121 de lei la 334 de lei pe tonă, preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării de la 0,01 lei la 235,9. Dar noi n-am scos niciodată compostul ăsta. Dar compostul l-am scos. Noi nu l-am scos, atenție. Noi compostul nu l-am scos niciodată la ei. Și deșeurile din construcții de la 81 de lei la 216 lei pe tonă. Scumpirile sunt foarte mari, discuția am avut la nivelul de director ADIS, care l-am întrebat omenește, domnule, noi aprobăm aceste tarife, care sunt fantastice. Va avea impact automat asupra costului, asupra prețului plătit de populație. Da. Sigur că da. Noi avem trei opțiuni. Aprobăm, respingem sau facem propunere de diminuare acestor tarife, dar motivate. Ei cum motivează creșterea prețurilor de peste 100%? Ei vă dați seama că au motivat. Prin scumpirea motorinei, prin scumpirea... Dar nu s-a scumpit de 300% motorina. Nu s-a scumpit. S-au scumpit. Ei au niște indicatori. De exemplu, prestatorile care au anumiți indicatori de performanță. Dacă el își îndeplinește din deșeurile noastre, și își îndeplinește indicatorii de performanță, dacă avem 33% reciclabil din deșeul care noi îl lucrăm, bun, eu așa văd niște... Păi mai știu deșeul ca cimentul... Păi așa, dacă intervenim unul peste unul... Vorbeam, da? Păi dacă vorbim așa unul peste altul, nu înțelegi. Vreau să întreb așa, deci la nivel de primărie numai la noi e problema asta, toate primările? Nu, toate sunt trimise. Deci asta. Fiecare primar este reprezentantul ADIS-ului, nu? Da. Păi nu se poate... Eu am mai vorbit și... Cu ceilalți primari, ca să luăm o decizie comună, că când ești singur, ești singur. Dacă nu ești împreună, parcă altfel ne-ți treaba. Noi am zis că eu aș propune să le împotriți.
să ne potrivim. Să ne potrivim. Atunci... Dacă e vorba la timp cât aruncăm, timp cu Dumnezeu, am verificat-o, da, îl luăm pe dat. Logica trebuia să nu aruncăm, da. Da, nu, deci îi spun așa, plătești, ei nu zic să nu plătești cât aruncăm. Doar că a scumpit tona, de la 347 de la 900. El când vine și ți-a ție 10 tone, nu mai plătești 3470, plătești 9000. Deocamdată nu-i schimbat nimic în contractul de delegare. Mergem în continuare, observați, pe ridicare de menajer. Deci gradul în continuare îl ridică primăria la acest moment. Deci ei n-au venit cu nicio noutate. Noi în continuare ne chinuim, în continuare suntem... Cheltuim bani. Da, dezastruideți, nu știu ce că chiar e supărător și strigător la cer că noi avem de raportat la Agenția Protecției Mediului. Facem și raportări anuale. Și ne așteptam că dacă tot am avut atâta reciclabil anul trecut, acea, că e ca o amendă, așa, acea taxă de mediu să fie mai mică. Noi chiar ne lăudam că suntem printre primii la județ. Vă spun că am închis calculatorul, finalizează și am văzut că avem taxe de mediu 34.000 de lei în plus față de ce am aprobat noi aici, da? Taxe peste taxe și altă taxă pe care o vedeți aici în cotizație și tot taxe. Taxe împovărătoare pentru noi. Și eu aș propune să facem hotărârea azi, că nu suntem de acord cu tarifele lor, că trebuie schimbate, populația nu poate suporta, vedem noi, facem un memoriu justificativ. Deci nu puteam, nu vreau cineva la ședință, nu știi ce să-i spui omului. Băi, ziceți, băi, dar ce faceți voi acolo? Dar te întreabă un drept, plus să spunească la voastră. Aveți dreptate, nu spun nici pasul noastră. Da, deci haideți să punem la vot. Deci, împotriva acestor taxe. Este ceva. Deci toată lumea este împotrivă. Dar ce împotrivă, da? Da. Am înțeles. Că sigur să fac ce dacă... Acum trebuie la dată, nu-i împotrivă. Da, da, da. Depinde că vine presetele. Vin cu ceea ce fac săptămâna la noi. Ne-a dat fișe. 7, da? Trecem mai departe? Da. Asta a fost cu 1, 7 a fost cu 8, da. Și am luat 7 am spus. Proiect de hotărâre privind modificarea caietului de sarcini, delegări gestiunii prin licitație a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din comuna Mănăstire Caș. Da, mi-ați explicat dumneavoastră ce e vorba. Noi am aprobat un caiet de sarcini. Am realizat că tot ce a fost prins în prima documentație, ne-am uitat pe SICAP la cum au procedat celelalte primării din jurul nostru. Problema asta cu câinilor este națională, nu e în Mănăstire Cașa. Deci fiecare comun, localitate, să zic așa, din țara asta are probleme cu câini. Și să știți că, de fapt, nu sunt atât de multe societăți care ne-ar putea lua câinii ăștia. Avem o problemă, nu reușim cumva să vină să ne ia acești câini. De pentru care am vorbit și cu alte primării și am ajuns la o concluzie să aprobăm astăzi din nou înființarea Serviciului Public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Comuna Mănăstirea Cașin, să aprobăm delegarea gestiunii prin concesiunea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân prin procedură simplificată către un operator de servicii autorizat sau protocol de colaborare cu servicii specializate organizate pe raza altor unități administrativ-teritoriale cu care ne învecinăm, precum și cu orice altă unitate administrativ-teritorială de pe raza județului. Studiul de oportunitate, am intervenit asupra studiului de ala de oportunitate că aveam de aveam prea mulți câini trecuți acolo. De riscam să facem un contract cu niște sume fabuloase, că dacă vă uitați un pic pe SEAP, sistemul electronic a achizițiilor publice, vă vedeți ce tarife sunt pentru acești câini. Da?
Da. Există o estimare așa, a unui număr de câini, așa, de raza cu mâinile care se lăsați pe stradă? Nu. Eu vă asigur că dacă te apuci de ridicat de pe o stradă niște câini, a doua zi o să fie strânși în curți, că noi mai las pe drum. La momentul ăsta sunt și mulți câini lăsați de cetățenii noștri. Da? Eu vă spun că dacă te apuci pe o stradă și ai luat... Da? Da. 20 de câini vagabond și restul îi lasă pe stradă. Corect. Deci eu vă spun că o să începem acest serviciu, că până la urmă suntem obligați de lege, da? O să-i dăm drum. Vom strânge de pe o stradă și vom constata pe urmă... Făcut ceva local, acum înainte. Păi s-a făcut ceodată nimeni cu câinii. Local? N-ai cum să... Dacă faci o sterilizare, o, știu eu, o strânge acolo. Am încercat această sterilizare. Au fost campanii de sterilizare făcute chiar în domnul Popescu, domnul doctor. Nu vine nimeni. A fost anunțat. Da, nu vine nimeni, a fost anunțat domnul. L-a propus cineva? Consiliu. Dar cum să fac sterilizare gratuită? Nu. Păi dacă vrei sterilizare gratuită. A fost cineva. Da. A fost cineva și nu l-a lăsat domnul. 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 Am înțeles. Da. Așa au zis, că cineva vrea să facă lucrul ăsta. Da, așa da. Nu, și intențiile, să știți că drumul se vrea neplapat cu intenții bune. Așa vin și vreau să fac și se oprește la un moment dat. Nu finalizează. Eu ce am înțeles, am văzut că fără bani, fără nimic, vrea să-și finalizez un teren, să sterilizeze câinii pe raza comunii. Dar nu poți teren, trebuie să-i asigur o locație cât de cât sterilizează. El își asigură singur, numai să aibă aprobarea Consiliului Local. Așa a zis. Dar nu a venit. Atunci n-a venit la noi, cine a venit la dumneavoastră? Da. Înseamnă că a venit numai la dumneavoastră. La noi a venit altcineva și ne scurtea în spate. Ședințe, că nu poți să-i da, da, mai bine așa. Nu am acordul. Și aprobăm hotărârea de Consiliul Local. Asta era mai important. Numărul 92 din 27 a 10-a. Da? Ca să putem să-i dăm drumul la această documentație și să o urcăm și noi pe sicar. Da? Destul. Păi odată ce se face deplasarea, se prinde cățelul. Da, cățelul nu se prinde singur. Da, produce acolo. Vine altul mai sunt cu cealaltă. Da, are mediu de grană pe singur. Disperii dacă vezi că nu sterilizare. Dar la poartă țară nu e aceea? Dar știți că e o sterilizare? Nu că... Da, e sute de lei. E mai mult decât ați spus la Vilnița. Dar nu s-a făcut doamna. Nu s-a făcut o sterilizare. Da. Eu n-am auzit. Nu, ziceam că prețul unei sterilizări 300 de lei. Da. Deci supunem la vot. Cine este pentru? Deci toată... Nenea Rețea. Votăm aici. Deci toată lumea este pentru. Nenea, pune-le acasă, nu rugăm cine. Lăsăm 8 versiile la sfârșit și trecem la 9. Hotărâri cu, cu cotizația la ADIS. Da. Am primit adresa ADIS-ului. De fapt, este hotărârea lor, da? Pe care noi trebuie la rândul nostru să ne însușim. Exact. Ați înțeles. Avem dreptul să fim de acord. Avem dreptul și nu știu dacă nu se poate. Pentru o comună de rangul nostru, deci am avut anul trecut 6.000 de lei, acum e 8.000 de lei. Aoleu, asta este cotizația. Da, ce faci. Deci efectiv nu se poate face nimic. Suntem peste 5.000 cu toate taxele și de aia suntem și peste 5.000. Că dacă ai ieșit de acolo, nu te-ai mergi și totuși. Da. Da, se pune la vot. Cine este pentru? Ne batem gura deja pe așa. Bun, și raportul primarului cred că e foarte stufos. Raportul primarului, după cum știți, este pus și la vizier în fiecare an. Îl punem și pe site-ul primăriei. O să uitați, l-am și 2021 și 2020 și acum vom urca și 2022. V-ați uitat pe el, dacă credeți, încerc să spicuiesc ceva din el. Dar de o să știu dacă nu l-am văzut. Dar nu l-ați citit? Pe unde? A fost? A doilea? A doua? A, nu l-ați văzut.
Atunci îl citim, doar. Eu zic să-l citesc pe cel mai bine. Îl citim, doar. A fost un cap bine, zic eu, zic că ați avut trei etape. Da, poți să te sări din mail ăla. Domnul Aldea l-a văzut cum a sunat, l-a văzut acela. Da, dacă vreți să-l dau. Mulțumesc. Stimați cetățeni, raportul pe care îl prezint este o sinteză a activității UAT Comuna Mănăstirea Cașin, care include funcționarea aparatului de specialitate al primarului și al compartimentelor din subordine. O să las un pic partea legală care o am aici, să nu putem citi chiar tot. Sunteți de acord? Da, dați-i numai cu realizări. Să cerem pe starea economică a Comunei Mănăstirea Cașin în anul 2022, da? Deci, aparatul de specialitate al primarului Comunei Mănăstirea Cașin își desfășoară activitatea în baza prevederilor legii 215/2001 privind administrația publică locală. O atribuție importantă a întregului aparat de specialitate o constituie fundamentarea proiectelor de acte normative adoptate sau emise de autoritățile locale, precum și susținerea materialelor în plenul ședințelor de Consiliu Local. În intervalul analizat s-au convocat un număr de 16 ședințe ale Consiliului Local al Comunei, ședințe în cadrul cărora au fost aprobate un număr de 118 hotărâri, cu mențiunea că niciuna dintre acestea nu au fost contestate la instanța de contencios administrativ. În anul 2022 s-au emis un număr de 295 de dispoziții cu caracter nominal sau general, niciuna din dispozițiile emise nefiind atacată în instanță de contencios. Conform execuției bugetare a Trezoreriei Onești și a evidenței proprii, la data de 31.12.2022, situația financiară a UAT Mănăstirea Cașin se prezintă altfel. Încasări realizate 9.611.761, cheltuieli realizate 8.722.391 de lei, din care pe secțiunea de funcționare 6.851.215 lei, pe dezvoltare 1.871.176 de lei. Asta vorbim numai pe strict veniturile primăriei, da? Nu ce au venit și din alte fonduri. Rezultatul brut al exercițiului constă în înregistrarea sumei de 792.376 de lei excedent. În evidența biroului de impozite și taxe locale sunt înregistrate un număr de 3.862 de roluri, de la care s-a încasat suma de 1.234.729 de lei, reprezentând venituri proprii. La 31.12.2022, UAT Mănăstirea Cașin prezintă rămășiță la încasarea impozitelor și taxelor locale în valoare de 1.608.500 lei, din care 863.038 de lei reprezintă amenzi și 279.808 salubritate. Deci avem aceste datorii istorice pe care le tot rostogolim și produc. Mai rămân cu 400 și ceva de mii, cred că de la impozite, nu? Cum? Diferența. Și diferența e pe impozitele omului. Aici trebuie. Deci, compartimentul financiar contabil, biroul taxe și impozite la anul 2022 sunt înregistrate. 91 de înștiințări de plată, somații și titlul executorii. 25 de dosare înființare copriri pe salarii și pensii, 4 dosare de muncă în folosul comunității, 392 de dosare înscrieri mijloace de transport, 8 dosare înscrieri tractoare, remorci, atelaje, echipă, 835 certificate fiscale eliberate, 320 de declarații de impunere teren, 70 de acorduri de funcționare pentru societăți comerciale. Investiții. La investiții. Alimentarea cu apă a localităților aparținătoare Comunei Mănăstirea Cașin, contract de finanțare aprobat pe Angel Salini, după cum știți, suntem în licitație. S-a nu. Nu? Nu. Avem o mulțime de clarificări la partea tehnică. Am avut 3 firme înscrise, s-au înscris 13. La momentul în care am văzut că e așa un aflux, am solicitat tot acolo PSA să vină, să facă vizitarea amplasamentului, că poate și imaginau că e o lucrare ușoară și pot veni mai multe societăți de apartament, pe care s-au cernut și de depus efectiv documentații în licitație, au fost
trei documentații, de care sunt, de fapt, fiecare documentație sunt câte două firme. Contractul este foarte mare, cu susținere tehnică sau cu susținere financiară, fiecare. Deci la fiecare documentație, de fapt, se află două firme care au depus. Dar, în joc, acum mai sunt două documentații. Una a fost exclusă că n-a putut arăta că deține partea tehnică. Și acum mai sunt încă două în clarificări tehnice. Atenție, mai sunt încă două în clarificări tehnice. Nu reușim să vedem partea financiară decât până nu dăm de... ajung la scrisoare de garanție. Asta este... Deci asta aș vrea să vă fac să înțelegeți. O licitație... Păi gândiți-vă că am început-o în decembrie, da? Suntem martie. În decembrie noi am făcut documentația de introducere pe seapă. În ianuarie s-a terminat termenul și de atunci se lucrează. Fiecare ofertă are 900 de pagini. Da? Și ca să îi găsești fiecăruia toate, dacă într-adevăr îți poate face lucrarea, trebuie citit acolo și verificat de adevărați oameni. O mai făcut lucrări de genul ăsta undeva, așa, ca să nu... Păi asta este, asta este o condiție. Asta este o condiție. Deci, e condiție de participare la licitații. Să aibă lucrări similare și contracte similare. Dar sunt firme mari. Asta vă pot asigura. Că sunt firme mari cu potențial tehnic și potențial financiar. Deci, ceea ce avem la momentul ăsta, eu sufletește sunt un pic încântată că sunt oameni potenți și unii și alții care ar putea să ne ducă lucrarea noastră la bun sfârșit. Eu asta, așa văd lucrurile. Și să ne ajute Dumnezeu să le și vedem odată, să putem bate ciocanul că a câștigat licitația X sau Y. Și atunci să-i dăm ordinul de începere. Deci asta e cu apa. Al doilea proiect e cel vechi pe care știți dumneavoastră că e nefinalizat, cel cu apa. Al treilea proiect, modernizarea iluminatului public. Suntem acum, la momentul acesta, cu un contract de finanțare aprobat. Suntem în faza de obținere a autorizației de construire. Am obținut avizele și depunem pentru autorizația de construire ca să putem scoate și apoi licitații, serviciu, execuție lucrări plus delegare de gestiune a iluminatului public pe Mănăstirea Cașa. Înființarea distribuției gaze, suntem cu cerere de finanțare și cu studiul de fezabilitate. Modernizarea infrastructurii rutiere în Comuna Mănăstirea Cașa, suntem cu cerere de finanțare pe PNI. Modernizarea infrastructurii rutieră pe Râul Negru, la sfârșitul anului eram cu întocmirea documentației DALI, vorbim de 2022. Modernizarea strada Drumul Morii, la sfârșitul anului 2022 eram în procedură de achiziție pe Compania Națională de Investiții. La modernizarea infrastructurii rutieră pe strada Văcărești, cu întocmirea documentației de avizare lucrări. Al doilea proiect pe iluminat, eficientizarea sistemului de iluminat public, la momentul acesta, atunci eram cu cerere de finanțare, la momentul acesta suntem aprobați, am trecut în etapa a doua, până în mai, trebuie să încărcăm pe AFM proiectul tehnic. Deci, practic, suntem destul de avansați, inclusiv cu al doilea proiect de iluminat. Achiziția de echipamente necesare desfășurării activității didactice în Comuna Mănăstirea Cașin. Eram cu cerere de finanțare aprobată, fiindcă s-a terminat COVID-ul, s-a terminat și cu linia de finanțare. Drept dovadă am pornit acest proiect pe PNRR, ca așa s-a spus, ăla nu se mai... nu mai merge mai departe, nu se mai dau bani, că erau cu tabletele pentru copii, dar cu aminte și cu laptopuri pentru profesori, cu table. Ei, tot ceea ce facem acum se fac doar pe sala de clasă, cu parte de digitală și cu tot ce se poate. Pe PNRR, proiectul care l-ați aprobat astăzi. Refacere mare erodat satului Pești, Comuna Mănăstirea Cașin finalizat, refacere pod moară, suntem în derulare, achiziția autogredă în derulare,
amenajare spațiu de joacă pentru copii. La sfârșitul anului 2022 eram cu cerere de finanțare aprobată în GAL. Acum suntem cu în stadiu de contract de finanțare prin AFIR. Pregătim, mai au mai cerut și ei niște clarificări, pregătim clarificările săptămâna asta. Modernizarea rețelei de supraveghere video în Mănăstirea Cașin și cu extindere Lupești finalizat. Construirea sala de sport școlară. Suntem în derulare. În momentul de față am obținut toate avizele. Proiectul tehnic este terminat pentru că am avut așa s-a numit la Compania Națională de Investiții achiziția, întocmire proiect și executare lucrări. Faza de proiectare este terminată. Avizele le-am obținut. În acest moment așteptăm doar documentația pentru autorizația de construire și vom depune la Consiliul Județean în vederea obținerea autorizației. După care va urma construirea acestei sări. Cât de termen de execuție? Un an. Eu făceam un calcul ce terminați din astea până la sfârșitul mandatului. Să știți că e simplu de a spune. Da, vreau să văd. Adică, ca realizări. Realizare. Sunt destule. Realizări. Nu ca până acolo. Până le-am ajuns în contract de finanțare. Dacă mă lăsați, ce vreau să zic. Așa. Am avut o discuție în campanie atunci. Spuneam, doamne, atât e de stufoasă ducerea la îndeplinirea unui proiect, o să vedeți. Și am văzut. Și ați văzut. Asta vreau să ați ajuns la niciun proiect, până nu ajunge în faza de contract de finanțare, fără a curge 2 ani. Deci, uitați-vă că aici e munca a 2 ani. Asta era discuția care era atunci. E munca a 2 ani, da? Și stres. Și nu e un singur proiect. Hai să ne uităm un pic, că n-am lăsat nicio linie de finanțare să treacă pe lângă noi. Măcar acest lucru trebuie apreciat. Nu a trecut pe lângă noi nicio linie de finanțare. Că s-a deschis Anghia Saline, am fost. Că s-a deschis Compania Națională de Investiții, am fost. Că s-a deschis PNRR-ul, suntem. Uitați-vă, este al 4-lea proiect pe care îl depunem pe PNRR. Da? Și din care trei sunt aprobate. Așa, nu știu cum. Că și mai trebuie așa, așa. 3 ani, 4 ani se ajungea la bine că a început așa, Angel Sărini. Păi bun, dar au fost dintotdeauna pe nedele orul domnul Rețea. Cine a oprit Comuna Mănăstirea Cașin să se pună pe aceste... Angel Sărini a fost așa. Deci Angel Sărini este acel pe nedele. Pe care, haideți să ne uităm un pic, că eu aici în lista asta am un PNDV 1 nefinalizat. Despre ce vorbim? Da, știu. S-au mai demarat acum asta, nu știu, s-au... Dar asta a fost muncă. A fost muncă de oameni nebuni ce am făcut noi aici. Zile de nesomn și nopți de nesomn, poate. Și nu spun eu. Este o întreagă echipă care a muncit la asta și și-au dat sufletul ca să iasă toate aceste contracte. Nu sunt de acord cu dumneavoastră, dar... Nu, ce... Tot a fost... Nu a fost Dar eu nu... Pentru mine nu este nimic greu. Eu a fost o paranteză. Aș vrea să înțelegi un lucru ăsta. Când eu vă spun asta, îmi place ceea ce fac. Bun. Achiziții servicii de cadastru extravilan și intravilan. După cum bine știți, ne-am propus de la început să... Intrăm pe fiecare linie de finanțare. Anual se deschide câte o linie de finanțare. Suntem la a doua linie de finanțare. Vom fi și pe a treia, că anul ăsta se deschide și următoarea pentru anul viitor. Deci ceea ce pot să vă asigur, și aș vrea să aici să remarc faptul că OCPU este la finanțarea nouă. Noi suntem acum pe finanțarea nouă. Ia să vă gândiți dumneavoastră, domnul Rența, apropo de asta, câte finanțări au fost până acum? Și care au trecut pe lângă Mănăstirea Cașin. Cum sintetizați cum ai intrat în polemică, domnul? Bun. Dacă vreți să intrați în polemică. Elaborarea planului urbanistic general în format digital al documentelor, contract de finanțare semnat. Reabilitarea energetică moderată a clădirii sală multimedia din cinta școlii pe PNRR, contract de finanțare semnat.
Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul comunei, contract de finanțare semnat. Stații de încărcare electrice, contract de finanțare semnat. Proiectul Curățăm România, contract de finanțare semnat. În total sunt 23 de proiecte pe anul 2022 și finalizat. Mulțumim! Compartimentul juridic. Compartimentul juridic, să vă citesc, activitatea de reprezentare a constat în 27 de cauze pe anul trecut, din care la Curtea de Apel n-am avut niciunul, la Tribunalul Bacău 2 și la Judecătoria Onești 24. Starea civilă. Acte de naștere încheiate 2, acte de căsătorie încheiate 27, acte de deces încheiate 64, certificate de naștere eliberate 44, certificate de căsătorie eliberate 58, certificate de deces eliberate 76, transcrieri 3, rectificări 2. La Registrul Agricol. Eliberările atestate de producător agricol și carnete de comercializare produse agricole 2, întocmire documentației în vederea vânzării extravilanului 22, înregistrări contracte de arendă 10, eliberarea diferențe la solicitarea cetățenilor 3160, participări la diverse expertize agricole 21, soluționări petiției legate de fond funciar 11 dosare. La urbanism. Au fost emise 29 certificate de urbanism, 15 autorizații de construire, 7 autorizații de desființare, 14 autorizații de branșamente la rețele publice de energie electrică. La social, avem un număr în anul 21, în anul școlar 2021-2022, 446 de copii și elevi înscriși, după cum urmează, la grădinițe 81 preșcolari, clasele 0-8, 446 de elevi. Asta nu cred că e mai aici. Bun. 38 de dispoziții pentru acordare ajutor social, 3 dispoziții pentru ajutor de încălzire pentru număr de 559 de cereri, o dispoziție pentru tichete sociale la 24 de copii, 40 de dispoziții pentru alocații de susținere. Deci ajutoare de încălzire locuință 559 de dosare, lemne, supliment lemn și energie electrică, 21 de dosare indemnizații de creșterea copilului, anchete sociale 40, bani de liceu, dosare pentru persoane cu dizabilități 30, anchete sociale la un număr de 20, anchete sociale pentru ajutor social și alocații care se fac din oficiu din 6 în 6 luni, un număr de 500, 20 de anchete sociale pentru judecătorie și serviciu de probațiune Bacău, 24 de anchete sociale pentru copii instituționalizați, rapoarte de monitorizare făcute trimestrial pentru copii cu părinții plecați sau în muncă în străinătate, activitate slavă Domnului, planul de protecție civilă și protecția muncii. Avem aceste planuri pe care noi anual le pregătim și le și aprobăm și anul ăsta am aprobat încă un plan cu riscurile care l-ați văzut, dar avem regulament de organizare și funcționare SBSU, un plan de apărare împotriva inundației, ghețurilor și poluărilor accidentale, plan de analiză și acoperire a riscului care l-am aprobat și astăzi pentru anul acesta, planul de pregătire în domeniul situației de urgență. Bun. Pentru anul 2022 avem următoarele evenimente. 4 inundații cu 4 intervenții SBSU, monitorizare, cursuri. Așa, 10 incendii, din care 6 incendii la locuințe și 4 incendii din vegetații, 2 intervenții SBSU pentru căutarea 5 persoane dispărute, 2 intervenții SBSU pentru deblocarea traficului rutier și eliberarea carosabilului în una, 2 accidente rutiere. Această informare se va face cunoscută nu doar Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașin, ci și locuitorilor, prin intermediul afișării la sediul instituției și prin publicarea lui pe site-ul oficial, pentru că toate activitățile desfășurate au avut în centrul atenției interesul cetățeanului, dar și din dorința de a primi din partea acestora sugestii care ar putea conduce la îmbunătățirea serviciilor prestate. Ca primar al tuturor mănăstirenilor, doresc încă o dată să declar disponibilitatea instituției pe care o reprezint de a fi un partener viabil și serios de dialog cu locuitorii în slujba cărora se desfășoară întreaga noastră activitate, pentru că numai printr-un act administrativ transparent putem crea împreună un viitor durabil. Mulțumesc, doamna. Vedeți, domnul președinte? Da, domnule, dar nu-i mai bine așa.
mulți nu intră pe site-ul primării, așa au văzut cât de cât. Dar sunt, să știți că sunt, le poate citi cu atenție orice. N-am vorbit tendențios, credeți-mă, am vorbit... Nu, dar eu mă bucur. Dar să știți că, sincer, eu mă bucur că ați fost de acord să-l citesc. Adică, l-am, poate nu am citit fiecare, dar chiar... Mă bucur că am putut contribuabilul crede că e foarte ușor în funcția de primar sau în funcția de consilier. Și cum e o decizie, trebuie să o iei asumat. Dacă nu ai luat asumat, plătești. Da, că toți primarii care au fost până acum, toți au luat la bani care sunt acum veniți din PNL-ul ăsta. Așa se recunoaște. Am ajuns europeni, ei niciodată nu erau la Europa atunci. Dar avem afil. Care și acum, suntem și Șafiru. Da, da, a fost și atunci. Șafiru a fost întotdeauna. Nu-ți compara, sunt bani, nu se compara. PNL-ul a fost întotdeauna, Șafiru a fost întotdeauna. Hai să încetăm o dată cu... Erau fugurile ca acum. Cu asta. Ce-au făcut aici? Noi trebuie să facem... Dumneavoastră trebuie să apreciați. Domnul Renza, stați așa un pic, că insinuați niște lucruri care nu sunt la locul lor. Dumneavoastră ar trebui să apreciați faptul că suntem o echipă aici în primărie care chiar ne dăm silința să facem ceva. Acum, dumneavoastră, ce sunteți aici? Consilier care aprobați. Și adică și dumneavoastră ce este? Da, da, adică nu, eu îți vă spun că, adică nu se spune și fără doamna mea, dar vă puteți să pun un piept, că ăia nu au făcut nimic, facem noi, primim noi acum și ce? Nu, au făcut și aia ce au făcut, aici ar fi ceva. Și face greu treaba, să face aia ce am greu, poate să vă spun. Bun, da. Dar la Dofteana cum s-a făcut așa ușor? Păi, cum s-a făcut? Păi, dar de ce nu s-a făcut ușor? Păi dar Dofteana s-a făcut până acum. Am asta, apropo de lemne, am făcut într-o comandă undeva, cu ce lemne la poartă, cu ce lemne de putințelă. Dar ce? Da, cum? Da, 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 am văzut într-o comandă pentru ce am avut și până, dar am văzut la început. N-am văzut la început. Hai să intrăm la divers, să ne înscrie la agent, că așa vorbim unul peste cealaltă. Da, l-am uitat, chiar uitat. Supunem la vot procesul verbal din ședința trecută când l-am văzut. Am rectificat. Da, da. Nu s-a avut de însămărit mai tare, nu mai vorbiți, da? La divers, haideți să facem o înscriere la cuvânt. Cine mai gândiți? Deci domnul Aldea, Rențea și cine mai este? Da, da? Dar am o rugăminte. Nu interveniți. Lăsați-l să terminiți. Termini ideea și după aia interveniți. Cam intră, facem o polemică. Și nu e prea prim. Dar tu nu. Înțeles? Da. Aveți cuvânt. Vreau să vă dau citire unui tip. Subsemnatul Găvârdiș Gelu Nicolae, în calitate de consilier și viceprimar. Și vin prin prezenta, am prezentat demisia din calitatea de membru al Consiliului de Administrație a Școlii Gimnaziale Regina Maria, Mănăstirea Cașin. Vin, vă solicit asta să-mi aprobați demisia. Efectiv, timpul nu mai permite să mă achit de sarcine care... Nu vreau să fac să alegeți pe ar fi să fac să avem un program destul de încărcat. Programul este foarte încărcat și nu mai e. Dacă vreți să faceți propunere pe hotărâre și asta, da. Fac hotărârea, da. Semnați sau da, și dacă nu... Dacă faceți propunere, cine ați vrea? Domnul Dumulescu, altul, următor. Mai faceți altă propunere? Mai departe, altă propunere? Doamna Dumulescu, da, pe tare aici. Asta Să știți că acum nu că dânsul are programul foarte încărcat și de plecat la aceste ședințe pleacă destul de greu. Și tocmai spunea că va pleca în delegații prin țară. Domnul Lucian, eu zic că e o propunere chiar binevenită. Domnul Chelara este cea mai potrivită propunere. Să vă dăm cine se plăia, domnul Chelara? Lăsați-mă, sunteți președinte.
potrivită, părerea mea. Eu l-am zis că potrivă, nu prea știu eu foarte mult. Da! Am mai fost, știu de ce. Păi cu atât mai mult. Da, dar se ridică probleme pe care toate executivul le rezolvă. Doar ai probleme. Te duci acolo și vii, prezinți Consiliul Local, aduci la cunoștință. Sunt și în multe lucruri care le rezolvă și școala. Direct de da. Am înțeles. Cele mai multe sunt direct de școală. Exact. Da, vânătoare. Ce treabă are vânătoarea acolo? Până nu s-a făcut din până la școală. Deci, vă dați seama, o remarcă pe care nu și-are rost. Da, fi. Da. Da. Bun. Domnul Renzi. Sau domnul Alde, cine era? Alde, Alde, da. Ia spune domnul Alde. Fiindcă doamna a făcut discuția acolo cu compartimentul ăsta juridic, vreau să vă zic că dosarul care a fost la Curtea de Apel Bacău s-a pronunțat în mai 2022. Hotărârea încă nu s-a trimis, dar se pare că luna martie va fi trimis hotărârea care avea drept de recurs. Și condițiile când cine va fi apărător? Cred că domnul Lan mai bine, dar cine ar să fie? Băiatul aici sau la... Deci pe ce proces e vorba? Dacă nu are un document, să ducă cu el în mână acolo în instanță, degeaba se duce. El acolo s-a dus cu omul, m-a făcut de râs în două instanțe, la terenul Ombedu. Deci, cred că doamna secretară mi-a zis că s-a dus la arhiva la Onești, la bibliotecă, să caute terenul ăsta unde s-a avut biroul de cooperativii. Așa. Și un din s-a putut prin așa numită accesiune, un imobil care s-a făcut prin teren proprietatea statului și nu există proprietarul, deci trebuie și la proprietatea statului. Nu putem să facem o dovadă acum, terenul de acolo, de fapt este un teren proprietatea statului, că este cu domeniul public al comunii, al județului, al țării, trebuie găsit undeva, nu se poate și nu se poate. Eu am zis că... Da, Ion Copa a ieșit din... sau cooperația a ieșit din joc? A ieșit cooperația din joc. Cooperativa păstă era și dispicată și acum, din 95. Familia Simion a cumpărat de la cooperație. E tocmai de aia. Ce a cumpărat doamna Simion? Domnul Iescu poate a clădirea acolo? Clădirea, atâta, nu pe teren. Nu, doamna. Ea nu se judică pe teren. Și ce-a fost clădire s-a anulat, doamna, instanță din 2002. Avem 20 de ani, când s-a anulat, ce Dumnezeu, vorbim altă nimeni. Nu s-a anulat. Doamne, dar este o putere de irevocabil, avem juriște aici. Ce fac juriște? Cușurel. Eu știu că dumneavoastră aveți. Cușurel. Ați fost administratorul domeniului public și privat. Ar fi trebuit să rezolvați această problemă în activitatea dumneavoastră importantă pe care ați avut-o la primărie, da? Eu acest proces l-am găsit doar la Curtea de Apel, lucru pe care dumneavoastră nu ați găsuit de cuviință să depuneți documente la momentul potrivit. E cam greu să te lupți cu morile de vânt. A fost declanșat în 2017. Eu eram pe aici. Era tot pe aici, că numai pe aici bântuiați pe primărie. Iar dumneavoastră avem juriști aici, doamne, plătiți cu 70 de milioane. Ce fac ăștia aici? Nu ia nimeni 70 milioane. Când ia acolo? Ei trebuia să ducă să caute bine, să depună. Nu altă treabă să-i caute. Dar de ce n-ați bătut cu pumnul la momentul 2017-2020, când asta s-a judecat atunci? V-am spus, am spus și la timpul ăla, celălalt primar, m-a spus dumneavoastră cu vreun an de zile și dumneavoastră a zis, ce domeniul public, ce nu? Mie mi s-a părut Ce-am zis eu? Stați că-mi place. Ce-am zis eu? Ce domeniul public, ce domeniul public? Da, clădirea este în domeniul public, doamnă. Așa să știți, aveți... Și eu nu știu asta sau cum? Păi, dumneavoastră, nu este domeniul public. Așa vă imaginați dumneavoastră că chiar nu știu? Păi, este că dumneavoastră nu prea vreți să câștigăm procesul. Eu așa... Eu aștept hotărârea instanței, domnul Aldea. Da, nu va veni, da. A, dumneavoastră știți mai bine? Da. Mă fac de seamă că deja ați trecut pe la judecătorie? Sau deja sunteți iarăși cu informațiile la zi? Curtărie în același la ce ești domnul Adea. Cușurel, cu pianul mai Cușurel. Vă asigur că suntem acolo unde trebuie. În sensul că eu nu am niciun interes. Ba îmi doresc ca acele bunuri ale comunei care au fost înstrăinate și care nu s-a avut grijă de ele chiar să le putem identifica și să le aducem înapoi acasă. Drept dovadă că nu că nu-mi pasă.
Puteți observa că primăria a făcut curățenie în zona centrală, adică la zona dispensarului, este curățată de primărie, chiar dacă este pe rol o instanță, aștept decizia și fiți convins că nu se termină aici. Din punctul meu de vedere, nu se va termina sub nicio formă. Asta încerc să vă fac. Nu știu ce vreți să insinuați, dar insinuați total greșit. Ascultați-mă până la capăt. Acum vorbesc eu. Da? Deci, eu vă spun clar că acel proces nu se va termina aici. Că dacă nu s-au găsit probe, numai că am o problemă. Eu când înțeleg, când plătesc un avocat, avocatul ăla trebuie să-și facă treaba. Dar nu spuneți și prin activul doamnă să dau direct. Da, dar el trebuie să spună clar ce-i trebuie, nu altea. Noi avem jurist în primărie. Dumneavoastră v-a zis că juristul e doamnă, v-a zis. V-a trimis notificare din și noi am discutat eu aici. Și a zis, doamne, nu-mi dai tine, nu mă duc cu... Stați, domnule, că noi am dat tot ce trebuie. Vedeți-vă de treaba. Vedeți-vă de treaba dumneavoastră. Deci puteți să vorbiți cu cine vreți dumneavoastră. Dar acel avocat nu știu cât de mult își face treaba așa cum ar trebui, da? Deci acel avocat, în primul rând, nici nu avea ce vorbi cu dumneavoastră. În primul rând că dumneavoastră nu faceți parte din acest proces și el, dacă avea ceva de spus, trebuia să vină la primăria Mănăstirea Cașe. Atât timp cât el a primit bani de la primăria Mănăstirea Cașe, nu de la numitul Aldea, aici trebuia să fie, nu la Aldea. Doamne. Și nici dumneavoastră nu aveați ce căuta acolo. Deci eu vă spun că tot ce a cerut avocatul a primit. Eu confirm asta, că dumneavoastră nu mai intrați în informațiile pe care le aveați cândva de la secretarul nostru, că veneați aici și vă luați informațiile, asta e altă poveste. Dar acele informații pe care le avem noi, schimb de adrese între avocatul primăriei, puntez primăriei, și primăria Mănăstirea Cașin, vă asigur că acele informații sunt între noi, nu la dumneavoastră. Da? Da. Și vom aștepta decizia instanței. După care... Mai aveți un moment? M-am zis, da. Că în anul 2002, pe piață, domnul Mihu era consilier, când am făcut un proiect de hotărâri, prin care spațiile cooperativ în Mănăstirea Cașe, a fost trecut în domeniul public al comunii. Da. La inițiativa mea și nu a restului lumii... Care o anulat o instanță. Ce-a anulat-o, doamne, ce te-am văzut pentru asta? Prostii pe anulat-o. Ce-a anulat-o. Așa. Și aia nu stă în picioare. Și-a trecut domeniul public. Puteam să o treceți cu asta. Și asta mă doare pe mine pentru că eram spațiu cu operații, doamne. Aici din comună și nu vreau pe respiroate. Deci eu vă spun că la acea hotărâre n-am făcut nimic în instanță. Bun. Așa. Chestiunea am vrut să vă amintesc așa. Deci acea hotărâre nu a luat o seamă instanță. Bun, următoare. Toate chestii. Avem niște imobili care, într-adevăr, pe lângă cele de la cooperație, au fost luate de la Valenie. Au fost ca banii foreștieri, din păcate ele sunt pe terenul statului, dar nu atât sunt în inventarul nostru. Poate din ele se mai pot remedia, o parte din ele, dar... Adică dacă sunt posibilități financiare acum cu remedierea unor clădiri din astea care sunt... Pentru capane? Da. Am zis că poate ar fi frumos dacă am putea face asta, dar... Dar vreau să vedem totuși cu brutăria asta. Cine a dărâmat cu brutăria asta? Deci s-a dărâmat de la timp. N-ați văzut unde? De ce era în picioare? Nu s-a dus cineva și a dat acoperiș și jos, a luat griz, a luat căpriori. Nu s-a dărâmat. Ascultați-mă. Acea clădire s-a deteriorat de-a lungul anilor. Nu știu ca primăria Mănăstirea Cașin să fi făcut ceva acolo, nicio lucrare. Absolut, în anii trecuți. Vă aduceți aminte? Că stătea un om care, de fapt, știți prea bine ca azi, da? Deci am avut și un eveniment nefericit în anul 2020 la brutăria aceea. Brutăria aia vreau să o iau eu. Așa. Să-i dau drum. Deci, la momentul în 2010 încă era litigiu cu cooperația. Foarte rău că n-a luat. Și nu se putea. Deci era cooperația așa de judecat drept. Primăria mi-a făcut un contract să o iau, au venit a doua zi cei de la cooperație și au zis că le-am intrat în... Nu, brutăria este și altceva vreau este, nu știu ce a fost atunci, dar este în administrație. Eu am făcut o evaluare atunci. Deci erau
că priorii nu avea cal de susținere, erau niște grinzi și că priorul a fost formal făcut pe lemn repede înainte. Cum a fost construit? Și pe lemn rotund, nedecojit. Și s-a mâncat care și s-a înfrânat. Deci nu a furat nimeni de acolo. Deci efectiv el a fost învelită cu tablă, a fost scăpărit subțiri și după aia s-a pus asbest. Fiind foarte greu, cu zăpada s-a dărâmat. Deci aia e toată... Nu, adică nu are cineva o vină. Vina este că nu s-a ocupat nimeni de aia. Și acum, deci la acea clădire, că totuși intenționăm să nu lăsăm mortăciurile astea prin comun. Da? I-am făcut proces verbal de autodemolare. Pentru că vă dați seama, de atâția ani și se vede cu ochiul liber că s-a autodemolat. Au venit câțiva cetățeni care chiar m-au și întrebat dacă pot lua cărămida de acolo. Da. E făcută de oameni din sat? Oamenii din sat pot beneficia, pot beneficia de acea cărămidă. Nu o la primării, ci de asemenea. Exact, exact. Și atunci, chiar am permis oamenilor, dacă le trebuie ceva, să poată lua de acolo, după care noi vom igieniza zona. E păcat. Acolo e o zonă cu șobolan, cu tot. De ce ne trebuie acea zonă să arate atât de infect? Când putem să o igienizăm. Și să dăm spațiul. Și terenul, oricum, este al nostru. Acum a avut o demolare. S-a produs clădirea aceea. O radiem de la OCPI. Este în domeniul nostru public, al comunei. Și dacă vine domnul Chelaru, îi concesionăm terenul și să ridice fructării. Doamne ajută să găsim un investitor care să vrea să facă ceva. Unde n-ar veni? Atunci era la un stadiu, era un stadiu. Recunosc că au venit câteva persoane cu inițiativă cu, care lucrau în afară în acest domeniu. Dar au rămas la stadiu de vorbe. Dacă vor veni, vor primi acolo și n-au decât să vină să-și ridice o fabricuță, noi le asigurăm eliberarea zonei aceea și poate să ridice. Acolo trebuie construcție nouă. Nu aveai ce pe ce era acolo. Efectiv, totul ias. Arată jalnic. Și atunci igienizăm zona și putem să dăm tot aici, putem știți să... Știți care faci, nu? Apă. Canalizare. Nu ai, nu poți să faci nicio fabricuță. Da. Aia e problema. Și o ultimă întrebare, că era vorbitor de demolare. Cu clădirea asta de cazare mai există după tărâni. Același lucru se va întâmpla. Aștept. Același lucru se va întâmpla. E dărâmată pe jumătate, e dărâmată în spate. Tot același lucru așteaptă și pe acea clădire. E clar că nu avem ce face. Dacă o să uitați pe spatele clădirii, e mai mult de jumătate dărâmată. Tot un proces verbal de autodemolare o așteaptă și pe acea clădire, da? Care clădirea aia? Dar n-ai ce să remediezi la ea. Există expertiză tehnică în care... Expertiza a fost expertiză, s-a dat și varianta, așa zis, de demolări, dar s-a dat și la recondiționare. Așa că erați varianta. N-ai ce. E foarte costisit. Ca să recondiționezi o asemenea clădire, nu știu cum am putea. Dar nu poți să faci nimic la acel teren atât timp când nu apare decizia instanței. Deci noi trebuie să vedem ce se întâmplă. Da, deci ai dat ordine prefectului, dar nu-i cap cu decizia. Nu, nu, nu. Este dar ai dat la familia Simeon. Dar ai dat până în clădire. Atenție. Clădirea este în interiorul terenului Simeon. Nu. Are doar partea din până în fața clădirii. Nu are. Nu ai drum de servitude. Nu are. Nu are niciun drum de servitude. Deci ascultați-mă că noi. M-am uitat pe ordinul prefectului. Pe schița ei, a doamnei Simeon, că am chemat-o și m-am uitat la ce a luat în 2000. Nu știu cât toamnă, când și la vremea aceea au fost tot o greșeală, permiteți-mi, și la vremea aceea pentru că nu puteai să-i dai unui om, că a pornit de la Comisia de Fond Funciar din primărie, domnul Adea, deci greșeala a pornit tot de la noi din primărie, să-i dai în centrul satului, un asemenea teren, când tu aveai dispensarul comune acolo. Deci aia a fost o greșeală elementară. Nu. Deci este doar până în dispensar, vă asigur, că am văzut și schița cadastrală. Oricum, n-a fost o hotărâre a unei comisii de fond funciar, a fost doar în asemnătura lui domnul Bucur, al domnului secretar, venit pe doamna mare de la Bacău, peste ei aici, ea
în ordinul prefectului, așa scrie, da? Că la indicația Consiliul Local și la Comisia Locală de Fond Funciar de la Mănăstirea Cașa, așa scrie pe ordin, că l-am citit. Da. Am văzut efectiv. Deci este o greșeală. Deci, în momentul ăla, chiar în acea zonă era dispensarul. Cum să te gândești să dai terenul ăla? Puteai să-i oferi orice altceva. Iar ministrul a făcut la dumneavoastră a primării o țărâne revocabil prin care s-a anulat contractul de la cooperare cu Simioza plătirea de la cooperație. Din atunci, din 2002, ca să știți dumneavoastră, 20 de ani. Și atunci, ca să nu mă mâin. Las, doamne, că le am în primărie. Le avem la primărie. La ce să-l scot? Să-l vi-l scot aici? La dosarul. Dacă chiar plăcăzește cu ceva, la următoarea ședință, facem public aici dosarul. Asta e. Ați nici nu mă duia că nu-l aveți. Domnule, să aveți o grămadă de dosare din primărie luate. Ați plecat cu arhiva primăriei. Să-l ascultăm și cu domnul Rențea, domnul, poate vrea să mă găsește întrebări pertinente. Spuneți, domnul Rențea. Dimensiunea asta și de curățenie, de exemplu, pe Clara Roșilor, avem o casă a lui Bostrovosu, care a luat-o la Dasfărul, nu mai stă vreo 10-15 ani, cred că nu mai stă în ea. Oamenii din jur de acolo vecine spun că sunt șoboane așa, ca purcepușe din jur, dacă o pară. Trebuie să facem ceva, cum să anunțăm, că undeva e clar, nu știu cum e clar. La unde pară, da? Să vii să o demolezi, să fac ceva, vreau să vai oameni șoboane, așa? Vă să-l verificăm. Asta? Vreau să vândă. Vreau să vândă când a cine a vrut să o cumpere, n-a vrut să... Acel prea mult bani, a dat-o și acum nu știu dacă o mai cumpă cineva. Apropo de proiectul ăsta cu masturile. De exemplu, unde sunt grețele astea care pleacă din port, așa undeva, și destul de lemn. Apropo, de aia de pe Ian Copre, de la radul acolo. Intră, ăla intră și în proiectul ăla, rețeaua mare intră în proiect sau numai iluminat, iluminat într-un... Adică am vrut să ne știu că am dat jos. Dar eu am mai venit doar la domnul Vici și unul, doar dacă o leagă de apă, dacă miști mai țapă, nu a zis că nu jos cu casă cu oameni. Deci deja, de-a fost 20 de ani, nu știu cum treacă el, când o fie la acolo. Acum, domnul Vici a zis că ia niște măsuri, că se interesează, nu știu ce răspundere să-mi dați acum, dacă a fost cu cineva sau nu. Măcar unul, să aducem un... Nu... Trebuie să deja de dealul, trebuie să-l locuim, mă, să facem ceva cu el. Păi, putem toată lumea, de sus până jos. Și de ce băgați două astea, că și legau cu sârbi, cu șupă, cu sârbă, da, să gherească cumva, să zic așa, ok. De ce mai trebuie ce era de legat să uităm? Așa? Apoi, acum, cu modernizare, nu aveți frumos acolo. Proiect. Nu intră acolo, nu intră. Apropo de asta de... Și le-am făcut mărea că în momentul unui... N-a venit ăsta, hotelajul ăsta, care l-a zis, dar tot acolo, în zona aia, m-am mai spus dumneavoastră. Hotelajul de la Troiță și până acolo, nu trebuie, nu trebuie hotelajul. Ne-a trebuit doar bundă. Veniți, terminăm ședința, veniți în birou să vă arăt hotelajul. De la Constanța. Păi, mi-a arătat hotelajul. Peste două zile vine în... Păi, nu, dar când vreți cu hotelajul, nu se băgă acolo. De la Troiță și până oamenii aia, acolo, până la Radu, e bă, de ce faci cu hotelajul ăla? A trebuit și asta cu basculă de balasul și cu bunus, petruim acolo, cum am vorbit, cu piață, cu încălzată. Tu nu ați mi-a dat ideea la spate, mai mult la dumneavoastră, da? Acum ați avut timpul cu cei mari. Dar ce problema, domnul Vicea? Acolo nu merge. Drumul e adevărat că drumul e... Sunt, da, sunt dezastroase peste tot, așa este. Deci se plânge lumea. Nu contestăm asta. Din păcate, Vodo nu mai e capabil de a... Deci nu mai poate executa lucrări ani de zile, nu mă opri. S-a folosit acel buldo-excavator. Greșit. Deci el nu este un utilaj pentru a face drumul. Acel utilaj trebuia cu totul și totul. L-a săpat, l-a făcut un șanț. Așa trebuia folosit buldo-excavatorul. Că el ca an de funcționare, deci el ca an de funcționare nu este atât de vechi. Problema e că a fost folosit greșit. Da. Ei, acum... Da, eu pot să arăt că în fiecare primăvară, de când sunt primar, primăvară și toamnă, am închiriat autogreder pentru a face aceste drumuri. Asta este utilă.
cash pentru drumuri. De-aia am și făcut această achiziție. Numai că nu purtăm cu nicio vină că această... O să încercăm să vedem. Dar el trebuia să mișcă pe drum drept, în bani să rând, e drumul nu poate. Acolo, 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 când ați face proșanul, și uși până s-a terminat. Ați terminat mâncat de aseară până la 3, la aseară până așa mâncat. De râcăit nu mai poate. Bun. Deci. Și atunci ce putem face acolo? O găsim o soluție, nu spune găsim o soluție. Cu bază, așa cum vin din bază, nu da, cu ceva. Găsim o soluție. E clar că găsim o soluție. Găsim o soluție. Deci închiriem de la altcineva un buldo excavator, dacă într-adevăr credem că așa se poate rezolva problema. Al nostru nu face față. Al nostru nu face față. Dar buldo excavatorul ăsta nu se mai pot face reparația la el? Ba da, dar... costă. Păi și ce se face cu bani? Cum? Dar ce vrem pomană? Deci îl putem folosi la săpar, nu la drumuri, încă o dată vă zic. Păi da, îl putem folosi la ușas, la drumuri. Da, nu mă mirează, trebuie. O să-l băgăm într-o reparație capitală, că altfel nu. Reparațiile s-au făcut numai de către mecanicii. Nu, nu știu. Niciodată nu a fost dus la fire. Deci, niciodată n-a fost dus. Păi cum e cauza banilor? Și l-a reparat de Florina, cum a putut. Așa este. De ce omul a făcut minuni? Ce a făcut urgența? A făcut minuni. E foarte mult că l-a ținut atât de mult timp în funcțiune. Se pare că îl depășește la momentul ăsta și trebuie să... Așa este, dar trebuie apreciat. Este un angajat foarte bun. Ați terminat, domnul Mirențea? Domnul Mirențea, gata? Da. Domnul Mihu are cuvântul, doamna primar. Dacă sunteți să mai ascultați. Încerc. Vreau să vă reamintesc că în data de 31 ianuarie, când am mai ridicat o problemă în ședință cu problema Bălăceanului, cu asta, cu Emil Jean, da, ocupat domeniul public. Nu știu dacă ați făcut ceva, cum te mergi ceva, ați... Deci, domnul consilier, un pic, pe data de... Spuneți dumneavoastră că ați făcut, eu vă spun că pe data de... Nu, cu... Cu exactitate vă spun. Cu ocuparea domeniului public. La cu exactitate vă spun că porțile erau larg deschise și nu era nimeni acolo. Aia mi-a zis și eu. Deci, porțile sunt larg deschise, nu, lasă lumea să treacă pe pământul. Mă refer la ocuparea domeniului public să revină exact la terenul cât are el trecut. De ce l-am întrebat și azi la fel? Pe 27 februarie. Deci odată ce au acces toți, la ce să-l mai... Toată lumea are acces pe acolo. Dar a ocupat domeniul public și a mărit grădina de la 1600 metri și o are, cred că, vreo 3000 de metri pătrați. S-a duplat. Înțelegeți? S-a duplat. S-a duplat, da. Și e domeniul public, cu ce drept a făcut el, a pus să extindă cu gardul, să-și dea gardul înapoi acolo, fiecare cetățean să poată circula, poate cum eventual merg la baie băieții care... În cazul ăsta a izolat tot. Lumea trebuie să meargă prin pietroaie, trebuie să meargă firmat. Deci a trebuit dat gardul înapoi. A ocupat abuziv din domeniul public, ai puteți lua măsuri, să-l amendați, să luați niște măsuri. Deci nu știu cât are la minerul, eu nu știu asta, dar el l-am întrebat, chiar l-am întrebat personal. Zic, băi, dar zic, de ce nu lași lumea să treacă? Doar acolo zic că acolo a fost cale de acces, pretutindeni așa este, acolo. Așa este. Dar poarta este larg deschisă, n-am zis că poarta deschisă. Exact asta mi-a zis. Eu v-am zis de pe 27 februarie am trecut, era poarta larg deschisă. Am mai trecut iarăși într-o zi, poarta larg deschisă. Deci poarta este deschisă, vezi? Așa a zis, eu nu știu cât are el la numit din rol. Asta are 1600 de metri, este documentat, are 1600 de metri. Vă rog, verificați suprafața, vedeți că spetre are acolo. Se învecinează, el se învecinează încolo cu apele române, nu cu... Nu. Facem comisie și măsură. Gata. Da. Avem comisie de urbanism și măsură. Gata, s-a rezolvat. Mai are cineva înscriere la cuvânt? Nu. Declarăm ședința închisă.